Un nou record de infectări cu COVID-19 în România, respectiv 777 de cazuri noi înregistrate de ieri și până astăzi. Până astăzi, 16 iulie, pe teritoriul României au fost confirmate 35.003 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus COVID-19. Totodată, până în prezent 757 de pacienți cu test pozitiv au fost externați la cerere. În județul Brașov au fost confirmate pozitiv în ultimele 24 de ore 54 de persoane. 1971 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. Până la această dată la nivel național au fost prelucrate 906.015 teste.